Bun găsit, sunt Andreea Cercel, iar astăzi urmăriți o nouă ediție a Pastile de Frumusețe. Alături de mine l-am astăzi pe Cristian Mărgărit, consultant în nutriție. Bun găsit, bine v-am găsit la noi. Mulțumesc pentru invitație. Noi mulțumim că ați venit și că ați acceptat să ne dezvăluiți așa cu ce vine toamna, cu ce plusuri ne aduce toamna pe lângă temperaturile mai răcoroase de care avem nevoie. Dar bune deocamdată în anul acesta, nu? Am avut și o primăvară bună. Întotdeauna această vreme bună favorizează producția de alimente locale și sănătoase. Pentru că o dietă sănătoasă este o dietă care urmează și anotimpurile. Adică să mâncăm în fiecare anotimp, pe cât posibil, alimente locale și de sezon. Pentru că atunci, în sezon, ele sunt și mai ieftine, sunt mai bogate nutritiv. Exact. Și avem foarte multe rețete tradiționale care se pretează foarte bine la această bogăție, hai să spunem, de fructe și legume pe care o găsim în piață și în magazine. Și care ar fi principalele pe care trebuie să ne concentrăm atenția, ca să zic? Păi încă avem fructele de toamnă și putem vorbi despre struguri și aici este foarte important ca la orice fruct să fie cât mai mic și cât mai colorat, pentru că asta înseamnă mai mulți antioxidanți, mai multe vitamine, minerale, raportate la caloriile cu care vine acest aliment. Și apoi vin rădăcinoasele, foarte bogate și ele în vitamine și minerale în special, morcovul, țelina, și strugurii, sfecla roșie. Vrei să ne întoarcem la struguri? Da, vreau să ne întoarcem la struguri, pentru că ei, așa de-a lungul timpului, au fost un pic puși sub semnul întrebării, sau cel puțin așa știu eu, dacă vorbim de dietă și de kilograme în plus. Da, pentru că toate fructele conțin zaharuri, inclusiv zahăr, fructoză, glucoză, diverse combinații între acestea și bineînțeles că o cantitate prea mare poate să contribuie la un aport caloric prea mare și la îngrășare, dacă mâncăm fructe în mod exagerat. Totuși, toate studiile arată că un consum mai mare de fructe este asociat cu o sănătate mai bună, cu mai puțin cancer, mai puține boli cardiovasculare și chiar mai puțin diabet. Nu te aștepta să mănânci ceva cu zahăr și să scadă riscul de diabet. Pentru că una este alimentul întreg, dacă vorbim despre struguri și antioxidanții pe care îi conțin atât în coajă, strugurii roșii în special, dar și în semințe. Semințele își trebuie sparte și înghițite, nu trebuie aruncate. Okay. Deci aceste alte substanțe prezente în fructe ne protejează de diverse boli. Și este mult mai bine să luăm acest zahăr, să-i spunem așa în mod generic, din fructe decât din zahărul alb, zahărul rafinat. Deci la fructe contează foarte mult cantitatea totală pe care o mâncăm și ce alte alimente mâncăm pe lângă. Vara fiind sezonul fructelor, bineînțeles că reducem din aportul de grăsimi. Chiar și toamna, grăsimile nu prea sunt în mod natural. Apar nucile și semințele oleaginoase, dar nu în cantități atât de mari, cum ar fi, de exemplu, iarna când avem carnea de porc foarte grasă sau brânzeturile maturate, nu? Care sunt foarte utile iarna. Și atunci reducem deci din alte surse de calorii și mâncăm alimentele de sezon. Și dacă tot vorbim de struguri, putem bea și tradiționalul must? Îl băgăm la beneficii? Da, dar tot așa cu mare atenție la cantitate. Pentru că acolo un volum foarte mare poate fi consumat fără să ne dăm seama. Deci un litru de must poate să aibă peste 100 de grame de zahăr. Da. De zaharuri. Deci o cantitate foarte, foarte mare. Însă putem folosi câteva trucuri. Să bem aceste sucuri după ce am făcut sport, pentru că am ars deja calorii și facem doar o înlocuire a rezervelor, să-l bem cu înghițituri mici, deci să nu bem foarte mult suc deodată și la foarte multe sucuri se poate face o diluție cu apă. De exemplu, dimineața dacă vrei un suc de portocale, îl amesteci cu apă carbogazoasă și iată că ai o băutură, hai să-i spunem, răcoritoare, pe toată durata zilei poți să bei din el și cantitatea totală de suc nu va fi atât de mare ca în situația când ai lua efectiv sticla de jumătate litru de suc și ai vărsa-o pe gât. Și dacă o bem în înghițituri mai mici, ce se întâmplă? Corpul nostru atunci preia acest zahăr și îl folosește ca sursă de energie. Atunci când corpul nostru primește prea mult deodată, fie că vorbim despre zahăr, fie că vorbim despre grăsimi, fie că vorbim despre proteine sau chiar alcool, dacă tot vorbim de must și o să vină și vinul, tulburelul. Deci organismul nostru poate să facă față unui aport dintr-o anumită substanță, inclusiv aceste substanțe cu rol energetic. Dacă este prea mult deodată, este nevoit să depoziteze. Și acest exces de moment, acest vârf, să spunem, de concentrație în sânge, pentru zahăr cel puțin, este foarte dăunător pentru noi.
Deci acea creștere bruscă de glicemie ne dăunează prin foarte multe mecanisme. În schimb, dacă livrăm acea glucoză puțin câte puțin pe toată durata zilei, efectul negativ nu este atât de mare. Bun, deci putem bea în limita... Cât își permite fiecare. O persoană, de exemplu, care face sport sau are o muncă fizică intensă, sigur că va putea bea și suc, va putea mânca și mai mult pentru că arde acele calorii. De fapt, problema omului modern este acest exces de calorii. De aceea mă refeream la alimentele ultra-rafinate, cum ar fi zahărul, făina albă, uleiurile. Acestea sunt surse de calorii foarte concentrate, deci multă energie într-un pachet foarte mic. Și ne este foarte ușor să le mâncăm, mai ales când sunt asociate unele cu celelalte, și să depășim numărul de calorii necesare. E ca și cum te duci la benzinărie și ai vrea să pui în rezervorul mașinii, deși e plin, mai mult combustibil. Evident că dă pe afară, deci se întâmplă ceva rău dăunător. Și revenind la legume, care cred că sunt mazăre, fasole verde... Aceste leguminoase, într-adevăr, bogate în proteine, sunt alimente de toamnă. Mazărea, lintea, fasolea albă, fasolea roșie, năutul. De exemplu, eu azi am mâncat niște năut, o mâncare de năut. Sunt surse bogate de proteine, așa cum spuneam, de proteine vegetale. Au și fibre, au și carbohidrați complexi, sunt absolut minunate în dieta noastră. Și dacă optăm pentru varianta lor congelată, căci uneori ritmul ne impune, avem aceleași proprietăți? În general, legumele își păstrează destul de bine proprietățile atunci când sunt congelate. La brocoli, de exemplu, nu se aplică. Din păcate, brocoli își pierde calitățile când este congelat și, evident, decongelat. De aceea eu prefer, de exemplu, pentru aceste alimente, la mazăre, hai să spunem că mazărea congelată rămâne verde și e foarte aspectoasă în farfurie. Așa și brocoli rămâne. Da, dar pentru celelalte eu prefer conservele gata preparate, astfel încât economisesc timp foarte mult și le pot include foarte, foarte rapid într-o salată, de exemplu, sau într-o mâncare. Nu mai necesită acea preparare îndelungată, înmuiere, fierbere, foarte multe ore, deci... Hai să spunem, pași pe care mulți dintre noi nu îi permitem din punctul de vedere al programului zilnic, efectiv. Da, și există pe piață și astfel de produse curate. Ne uităm pe etichetă frumos, citim și le putem include în dieta noastră. Sunt și porumbul la borcan, de exemplu, năutul la borcan sau la conservă fără bisfenol. Adică avem astfel de soluții pe care le putem aplica simplu pe cont propriu. Deci nu trebuie să devenim cu toții bucătari, nu trebuie să alocăm cu toții ore și ore din zi, să ne pregătim. Vreau să mănânc poi mâine o mâncare de fasole roșie și trebuie să pun fasolea la înmuia de astăzi, nu? Da, că da, așa ar trebui să facem. Deci ne mai folosim și de aceste, hai să spunem, avansuri ale tehnologiei și folosim și alimente semi-preparate sau gata preparate. Și tot aici vreau să ducem în discuție o dietă celebră despre care nu știam sincer și am auzit așa la un click distanță, de dieta cu varză. O dietă care îți propune să consumi varza în diferite modalități, ba supă, ba ciorbă, ba așa, și promite un kilogram pe zi. Da. Întotdeauna când auzim astfel de promisiuni, în orice domeniu, de la făcut bani, la slăbit, la frumusețe, la... orice altceva, trebuie să ne punem un mare semn de întrebare. În general, organismul nostru trebuie modificat încet, pas cu pas. Nu-i plac șocurile. Nici când se îngrașă brusc, nici când slăbește brusc. O slăbire sănătoasă ar fi undeva pe la 500 de grame pe săptămână. Wow. Deci cam 2 kg pe lună. Sigur că persoanele care au foarte multe kilograme sau încep un astfel de program sau aveau retenție de apă sau constipație cronică pot avea progrese mai rapide. Dar un deficit caloric rezonabil, deci care să nu ducă la înfometare și la deficite de nutrienți, cam în această zonă ne duce, cam la 500 de calorii pe zi deficitul caloric și asta se traduce în aproximativ 500 de grame pe săptămână. Varza este un aliment extraordinar, este înrudită cu brocoli, culmea, și cu muștarul, și conopida, și rucola, deci toate acestea din familia cruciferelor sunt deosebit de utile pentru corpul nostru, ajută procesele de detoxifiere, dar o cantitate exagerată din ele poate afecta funcția tiroidei. Deci, iată, persoanele care au deja probleme cu tiroida, este bine să aibă mare grijă la cantitatea totală, cât ocupă varza, să spunem, dintr-o dietă. Deci dacă mănânci varză zi de zi sau doar varză,
apropo de dieta cu supă de varză, s-ar putea să ai niște probleme cu funcționarea tiroidei. În rest, sigur, pe lângă alte componente alimentare, putem include și varza. Este un aliment specific de toamnă, este absolut delicioasă și în forma ei murată păstrează foarte bine calitățile nutritive, vitamina C, de exemplu, și mai mult, cantitatea de vitamină K, foarte importantă pentru vasele de sânge, crește când murăm varza. Okay. Da? Un lucru foarte interesant. Apar acei fermenți lactici cu efect probiotic, însănătoșesc tubul nostru digestiv. Din păcate, trebuie și aici să fim atenți la ceva, la aportul de sare, pentru că varza murată este destul de sărată, dar poate fi desărată, așa cum putem face și cu brânza, înainte să o mâncăm. Da, dacă la varză putem face asta, la murături nu putem, dacă tot ați adus în discuție murăturile, adică să fim serioși, nu le pune nimeni în apă murăturile. Nu mai folosim sare la celelalte ingrediente, adică dacă avem o rețetă sau un anumit fel de mâncare și vrem să-l mâncăm cu murături, încercăm să nu mai punem sare la felul principal, dacă sarea vine din murături. Apropo de bolile omului modern, că am amintit și bolile cardiovasculare, excesul de sare este un factor foarte important în această situație, în această problemă extrem de gravă cu care se confruntă foarte mulți oameni, deci bolile cardiovasculare. Deci murăturile, să spunem că doar din punctul acesta de vedere ar putea avea influențe negative. Doar excesul de sare, da. În rest sunt foarte sănătoase, sunt bune de mâncat, au puține calorii. O veste bună. Da. Nu se digere nici foarte ușor, deci greu, sunt absolut ușor. Se digere un pic mai greu murăturile. Okay. De exemplu, varza murată, dacă o mai și gătim după, devine foarte greu digerabilă. Deci, ele nu furnizează energie într-o cantitate semnificativă sau importantă. Nu ne fac deci nici rău, nici foarte bine, sunt acolo. Sunt bune, le-aș pune pe listă, dar în acest sezon, hai să spunem, cald pe care îl avem în această toamnă caldă, deocamdată ne concentrăm pe alimentele proaspete. Murăturile vin undeva mai târziu. Abia acum le punem la murat și ne vom bucura de ele în lunile următoare. Și dacă tot am ajuns la cămară, hai să discutăm și despre tradiționala zacuscă. Deci, cred că orice s-ar spune despre ea, oamenii nu sunt dispuși să renunțe pentru că e bună, pentru că se face acolo la cea un și miroase. Da. Extrem de bine. Singura problemă cu zacuscă este cantitatea de ulei folosită. Deci dacă se folosește o cantitate de ulei mică, aceste legume coapte nu doar că păstrează foarte bine calitățile legumelor crude, ci chiar li se îmbunătățește asimilarea unor componente nutritive. Adică este hrănitoare, este bună. Mare atenție însă, ca pentru orice alt aliment, atunci când preparăm, să nu ardem alimentul. Când fac un ardei copt, când fac o vânătă coaptă, părțile arse, dacă apar, trebuie înlăturate. Acea arsură este toxică, cancerigenă. Deci temperaturile acelea foarte mari generează substanțe foarte greu de descompus în organismul uman și care sunt dovedite științific ca fiind cancerigene, neurotoxice, deci sunt foarte periculoase. Sigur că efectul nu este imediat. Deci dacă mănânci o vânătă arsă sau o friptură mai arsă, nu vei păți nimic, nu cazi imediat lat lângă masă. Dar în timp, acest efect se acumulează, vin și alte componente alimentare care ne fac și ele rău și viața se scurtează sau aceste boli degenerative sau aceste boli foarte grave apar mai devreme decât ar fi în mod natural cauzate de procesul de îmbătrânire, să spunem, de uzura normală a organismului nostru. Păi și dacă îndepărtăm, pentru că noi le ardem, dar apoi îndepărtăm cojinele. Da, dacă îndepărtăm partea arsă, este bine. Este bine. Partea da. Arsă nu trebuie mâncată. Dar există o modă, de exemplu, mai ales în regimurile pentru slăbit, mâncatul legumelor la grătar. Da. Legumele nu au ce căuta pe grătar. Se arde o parte din legumă și nu mai este sănătoasă. Doar la grilie. Le coacem, le facem la aburi, le mâncăm crude în salate. Sunt absolut extraordinare. Dacă le ard, le pun pe grătar. Expunerea la temperatură mare, expunerea la fum, în loc să le facă mai bune, le face mai rele. Le face chiar dăunătoare pentru sănătate, legumele. Interesant. Dacă la carne, să spunem, sunt obligat să o gătesc termic sau aproape obligat, că poate fi mâncată și crudă, pentru gust, pentru partea de eliminare a diversilor agenți patogeni, da? Pentru sterilizare, practic, nu riști să mănânci un pește crud sau o carne crudă, sunt un pic mai riscante pentru sănătate.
Dacă acolo, deci, sunt practic obligat să am o preparare termică și pot să controlez temperatura, un foc mai mic sau o plită, pot să controlez timpul de expunere, da, să o țin mai puțin, pot să o marinez înainte. Dar în cazul legumelor, nu am de ce să le expun la aceste temperaturi, nu am de ce să am dungi negre pe legumele mele și să mănânc acea parte a legumei. Și e valabil și în cazul, dacă, în cazul în care le gătim pe grill sau în tigaie, pentru că și da, atunci se formează, este, chiar dacă nu e fum, e valabil? Da, și dacă nu este fum. Dar fumul este cu atât mai periculos. Deci, momentul când începem să depășim 140 de grade Celsius în alimentul nostru, se formează aceste substanțe. Culmea, ele dau și partea de aromă, de aceea ne plac foarte exact. Mult. Dar, din păcate, știința arată foarte clar că aceste substanțe nu sunt sănătoase. Repet, expunerea repetată și în cantități mari chiar este perceptibilă, hai să spunem, la nivel de apariție a bolilor. Consumul ocazional, sigur, nu prezintă o problemă. Dacă mănânci din când în când, nu ți se întâmplă nimic. Și este vorba de statistică, este vorba de risc și sunt lucruri care în domeniul nostru sunt cunoscute deja de foarte mulți ani. Inclusiv EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, a dat avertismente despre aceste substanțe, despre cum ele pot fi reduse, da? Atunci când gătesc un aliment. Deci trebuie să ne educăm și să depășim acea mentalitate că dacă bunicii au mâncat fripturi, exact, putem să mâncăm și noi. Și oricum bunicii nu mâncau tăia fripturi pentru că tăiau cam o găină pe săptămână, poate tăiau un porc pe an. Deci nu aveau supermarket să se ducă să-și facă o friptură în fiecare zi. Deci mitul ăsta că bunicii ar fi și trăit foarte mult și că mâncau în continuu, nu știu, ce ne place nouă astăzi să mâncăm, nu prea se confirmă. Și cumva cred că asta e și o consecință a vieții moderne, pentru că nu avem efectiv timp și să arunci o carne pe grill, o legumă, este foarte simplu, da. Simplu. Să faci, de exemplu, o carne în mod corect, la cuptor, la temperatură scăzută, durează, ce vorbeam și mai devreme. Da. Da. Dar, repet, putem face acest compromis, ținând cont totuși de niște detalii care pot îmbunătăți foarte mult calitatea alimentului în final, calitatea rețetei. Și pe scurt, să nu ardem alimentele. Le putem încălzi, le putem perpeli, le putem coace, le putem chiar și prăji puțin, le putem pune pe grătar un pic, dar să evităm arsura. Acea arsură este de fapt periculoasă. Nu neapărat materialul din care este făcut grătarul sau firma de la care am cumpărat grătarul, sau că e lemn sau că e cărbune. Nu, arsura în sine este ce are, indiferent cum o obțin. Și revenind la zacuscă, dacă nu o facem noi și o cumpărăm din comerț, la ce să fim un pic atenți? Pentru că sunt, cred că, zeci de variante. Mi s-au părut destul de bune. Eu urmăresc foarte mult aceste produse pe piață, deci produsele, hai să spunem, preparate tradițional. Și chiar ieri am mâncat o zacuscă cu ghebe, cred că era, destul de bună, destul de reușită. Bine, toți ne vom imagina că noi o făceam mai bine, că mama exact. O făcea mai bine, că bunica o făcea mai bine. Dar până la urmă trebuie să ne descurcăm și cu ce avem în mod concret. Deci din ce am văzut de la acești mici producători locali, provin astfel de conserve destul de bine făcute și gustoase și cu o listă de ingrediente absolut normale, deci ingrediente pe care le-am folosit și noi acasă. Deci nu este obligatoriu că dacă un produs este într-un borcan și are termen de valabilitate lung, înseamnă că e plin de chimicale și e toxic. Nu, pentru că ne întoarcem iarăși la bunici, la mame, la normal. Metodele tradiționale de conservare. Murăturile țineau ani de zile, conservele de zacuscă de acasă țineau și ele ani de zile. Deci dacă sunt făcute corect și sterilizate, nu au nevoie neapărat de conservanți sau de chimicale ca să reziste. Și este același lucru și pentru produsele din magazine. Până la urmă, o companie nu vrea neapărat să pună lucruri în plus care să-i coste mai mult, dacă le poate face corect. Corect. Există și anumite alimente care ne ajută un pic să ne întărim sistemul imunitar, pentru că odată cu frigul cred că o să apară și primele semne de răceli. Da, aici mă întorc un pic la suc. Acel volum mare de zahăr, există un studiu care arată că peste 70-75 de grame luat deodată, da, de zahăr, fie că vorbim despre sucuri, fie că vorbim despre dulciuri, reduc imunitatea mai multe ore. Deci, în primul rând, pentru o imunitate bună, trebuie să evităm zahărul și alimentele ultraprocesate. Apoi trebuie să dăm corpului nostru nutrienții esențiali pentru funcționare. Deci, înainte să ne gândim la ce putem da în plus, trebuie să asigurăm baza. Ce vorbeam? Proteine de calitate, grăsimi sănătoase, carbohidrați, fibre,
vitamine, minerale. Important aici, desigur, vitamina C, foarte importantă vitamina D, pe care ar fi trebuit să o producem cu toții în piele, dacă ne expuneam la soare, pentru că toamna nu prea se mai produce vitamina D în piele, chiar dacă te expui la soare, și foarte puține alimente conțin vitamina D. Aș puncta aici peștele oceanic. Peștele oceanic pentru imunitate este, hai să spunem, un miracol, pentru că el include mai mulți nutrienți care ne ajută. Vitamina D, vitamina A, seleniu, zinc, fier, proteină, omega 3, toate ajută imunitatea. Vorbim despre peștele oceanic de apă rece, peștele de captură și culmea aici, de exemplu, macroul, herringul, pești care sunt mai ieftini, sunt foarte, foarte potriviți. Și peștii care sunt mai scumpi, dacă tot am adus discuția, sunt, știu, destul de periculoși dacă nu-i alegi... Peștii care sunt mai scumpi de obicei sunt, hai să spunem, rechin sau somon sau ton. De obicei sunt pești mai mari. Și acești pești mari au timp să acumuleze mai multe toxine din mediu. Deci pe măsură ce cresc, să spunem, sau îmbătrânesc, se tot plimbă prin apă, în corpul lor se tot acumulează acești contaminanți care există peste tot în ziua de astăzi. Deci atunci când mâncăm un pește, este bine să alegem un pește cât mai mic, deci nu un pește mare. Și bineînțeles, repet, de captură ar fi ideal, mai puțin de crescătorie. Deci trebuie să am mai auzisem lucrul ăsta undeva. Se menționează pe etichetă, dacă nu, sincer nu m-am uitat. Zona de pescuit este, da, menționată pe etichetă și putem verifica, există hărți pe internet și ne uităm din ce zonă a fost pescuit și dacă acea zonă prezintă vreo problemă la momentul pescuitului, pentru că poate a reprezentat o problemă acum, nu știu, 20 de ani sau 10 ani. Sigur că între timp se mai curăță zonele respective. Deci este foarte important, repet, să fim atenți, ca pentru orice aliment. Care este sursa? Care a fost modul de creștere al animalului pentru animale? Cum au fost cultivate anumite plante? Și dacă tot ne revenim la imunitate, putem include aici și condimentele, poate? Sunt foarte utile și ele pentru imunitate. Foarte mulți oameni merg în această direcție de tip ghimbir, da? Arde iute, da? Miere, propolisul este mult mai bun, evident, de chiar și decât mierea. Polenul poate fi și el folosit. Deci produsele stupului sunt foarte, foarte bune. Dar, repet, în primul rând trebuie să evităm alimentele dăunătoare și să avem lângă noi alimentele utile care ne dau nutrienții esențiali. Pentru că așa ne putem gândi și la clasicul usturoi, la ceapă, dar noi oricum le includem în dieta noastră pentru că ne plac. Deci bucătăria românească le include din plăcere, nu neapărat ca aliment funcțional sau ca aliment pentru imunitate, cum ar fi, de exemplu, un aliment de împrumut, ghimbirul, care a apărut mai de curând, sau, nu știu, avocado, care este ceva mai nou. Dar în rest, alimentele tradiționale întotdeauna erau însoțite de o ceapă, de un mușdei de usturoi. Deci acestea vin automat. Legat de hreanul, de exemplu, da. Dacă mă gândesc la o sfeclă roșie, că vorbeam de rădăcinoase, sfecla roșie este foarte bună pentru imunitate și mai ales dacă îi pui și un pic de hrean lângă, este extraordinar de gustoasă. Legat de usturoi, chiar aveam o curiozitate așa zilele trecute când îl consumam, pentru că l-am preferat pe cel pudră, bineînțeles, tot dintr-un fel de comoditate. Da. Obținem aceleași beneficii, măcar un pic. Greu de spus. Aș prefera totuși usturoiul proaspăt. Aici putem folosi un truc, îl zdrobim, deci începem practic gătitul cu curățatul și zdrobitul usturoiului, pentru că această expunere la oxigen induce niște transformări în usturoi și îl face mult mai benefic pentru prevenția bolilor cardiovasculare, de exemplu. În Japonia chiar se folosește acel usturoi învechit, îl țin chiar și 6 luni, un an, la învechit, deci în el se petrece, hai să spunem, poate o fermentare, poate o macerare, o transformare practică a alimentului. Deci usturoiul ar trebui folosit în acest fel, deci zdrobit, lăsat și apoi putem include, de exemplu, să aromatizăm un ulei dacă tragem ceva la tigaie. Pentru că mulți oameni când aud ideea de temperaturi prăjit, păi cum prăjim? Spuneam că secretul este să ții temperaturile jos și să nu arzi alimentul. Deci poți folosi și tigaia și uleiul, bine, de preferat un ulei de calitate, dacă se poate un ulei de măsline, doar să nu le arzi, să nu ridici temperatura foarte mult. Pentru că până la urmă căutăm și gust în mâncarea noastră. Altfel am mâncat un regim de spital, fără gust,
fără condimente, fără aromă și sigur ar fi foarte dificil. De multe ori încercăm prin aceste condimente, într-adevăr, să dăm aromă, încercăm să eliminăm alimentele ultraprocesate, junk food-ul, alimentele bogate în potențiatori de aromă și arome artificiale, prin condimentare, adică să folosim mai multe condimente. Aici fiecare este liber să dea frâu liber imaginației și să folosească ce condimente îi plac. Turmericul iarăși este foarte bun în această situație, ne ajută foarte mult ca antioxidant, ca antiinflamator, ajută somnul, reduce glicemia, deci iată că toate condimentele au astfel de calități. Dacă ar fi să vorbim despre fiecare condiment în parte, am găsit astfel de beneficii. Cumva când vine vorba de diete, cred că la noi în țară, din ce am mai auzit, citit, văzut, mai e încă concepția aceea de n-am bani să țin dietă. Și vreau un pic să dezbatem lucrul acesta. E nevoie să ai bani mulți ca să poți mânca sănătos și să slăbești? Există o sămânță de adevăr în acest mit, într-adevăr, deși dacă ne-am gândit că o dietă presupune să mănânci mai puțin, deci te costă și mai puțin, nu? De obicei, alimentele de calitate, într-adevăr, pot fi un pic mai scumpe, mai ales că în ultima vreme legumele s-au scumpit destul de mult, deci salate, alimentele proaspete ne dau o gaură destul de serioasă în buget. Carnea, de exemplu, este mult mai accesibilă. Acest pește oceanic despre care vorbeam este accesibil. N-ar trebui să te coste mai mult o dietă sănătoasă. Dacă îți analizezi foarte bine bugetul, poți constata că o dietă inclusiv pentru slăbire ar trebui să fie mai ieftină decât o dietă haotică. Pentru că într-o dietă haotică se pot strecura mici merdenele, produse de patiserie, ba o băutură răcoritoare cu zahăr, ba o prăjiturică, ba un street food sau, mă rog, junk food. Și toate acestea costă mult mai mult decât echivalentele lor sănătoase pe care le-am face acasă. Dar undeva trebuie să fie un schimb. Adică vrei să plătești mai puțin, trebuie să aloci tu mai mult timp pentru a cumpăra, a prepara și, bineînțeles, trebuie să aloci timp pentru a sta la masă și a mânca. Pentru că, de obicei, dezorganizarea duce la probleme pe ansamblul dietei și la pierderea sănătății pe termen lung. Dacă ești foarte bine organizat, îți faci timp, atunci sigur că cumperi mai ales, uite, nu? În sezon acum alimentele sunt mai ieftine, alimentele de sezon, de asta spuneam că o dietă trebuie să urmeze și sezonul. Deci alimentele locale și de sezon ar trebui să fie mai hrănitoare și mai ieftine decât celelalte alimente. Și tot așa pe lista de mituri, care cred că este și un adevăr, și anume faptul că vara slăbim mult mai ușor decât în sezonul rece. Asta depinde de la om la om, nu cred că este o regulă. Okay. Sunt oameni care vara slăbesc, sunt foarte mulți care vara se îngrașă, vacanțe, alcool, dulciuri, pizza, înghețate, etc. Și iarna este un sezon bun pentru slăbire pentru că frigul generează o ardere de calorii. Frigul este cel mai bun termogenic. Și dacă vrei să arzi calorii stând degeaba, trebuie să induci această termogeneză, să o determini corpul să producă mai multă căldură. Deci dușurile reci, acum sunt la mod, ați văzut, băile în gheață, n-aș merge chiar atât de departe, nu toată lumea le poate tolera. Sigur că cei care le tolerează și le pot face spun că sunt miraculoase, da, dar nu toată lumea le poate face. Dar să faci cât un duș rece din când în când, să dai cu apă rece la sfârșit, astea pot fi făcute de către fiecare dintre noi. Și cu hidratarea cum facem? Pentru unii e o adevărată povară, așa, ca să zic, să bea cei 2 litri de apă, dacă se fac 2 litri vara. Toamna mai putem reduce așa un pic? Adică e la mă gândeam că 2 litri ar fi un minim. Putem folosi diverse trucuri. Spuneam mai devreme de amestecatul unui suc natural de fructe. Putem vorbi despre ceaiuri, despre ciorbe, despre supe. Deci la fel de important. Mâncate multe legume, da. Hidratarea este chiar mai importantă toamna și iarna, pentru că aceste mucoase, dacă se usucă, da, nasul, buzele, gura, gâtul, dacă se usucă, permit intrarea și dezvoltarea agenților patogeni, virusuri, bacterii. De acest motiv este foarte important să avem și în casă o umiditate optimă. Pentru că de obicei iarna, când începem să dăm drumul la încălzire, aerul din casă se usucă prea tare. Și atunci asta face să sufere tot acest aparat respirator.
și să răcim mai des, să fim mai bolnavi, fără să știm de ce. Uh-huh. Deci trebuie să menținem o umiditate corectă și culmea, la un moment dat am vizitat chiar un centru de cercetare al unei fabrici de materiale de construcții și ajunseseră la concluzia, după foarte multe cercetări și testând foarte multe variante, că pentru pereți cea mai bună soluție este cărămidă, tencuială pe bază de var și var la suprafață. Adică materiale clasice. În momentul când avem materiale care nu permit peretelui să respire, atunci se poate usca prea tare câteodată și apoi pot face condens în alte situații, se dezvoltă mucegăruri și toate celelalte. Deci imunitatea noastră ține foarte mult și de contactul acesta cu microorganismele care sunt în aer. Bun, și mai am așa un subiect pe listă care cred că ține într-o mare parte tot de stilul nostru de viață și anume balonarea. Și aș vrea un pic să scoatem în evidență poate principalele alimente care produc asta sau principalele greșeli pe care noi le facem în viața de zi cu zi și care ne induc această stare extrem de neplăcută. Ca să vorbeam la murături despre probiotice, acele bacterii prietenoase, să spunem. În tubul nostru digestiv avem foarte multe tipuri de microorganisme, bacterii, ciuperci, etc. Când acestea se dezvoltă necontrolat, apare așa numita disbioză, deci o nepotrivire, o răutate, să spunem, a lor. Nu sunt bacteriile bune, sunt bacteriile rele. Și de cele mai multe ori ele pot cauza aceste balonări și probleme digestive. Apoi, îmbătrânirea duce la o sinteză, la o secreție mai mică de enzime digestive. Acolo putem suplimenta cu enzime. În cazul probioticelor, deci al bacteriilor prietenoase în tubul digestiv, includem aceste alimente, iaurtul, murăturile și hrana lor, care sunt fibrele. Dar cel mai important este să evităm substanțele care le omoară, substanțele care distrug flora intestinală. Alcoolul este pe primul loc. Distruge flora intestinală benefică. Anumiți îndulcitori distrug flora intestinală. Antibiotice, l-ai făcut un tratament și nu ți-ai refăcut flora intestinală. Și poți trage cu tine ani și ani de zile aceste probleme. Apoi, foarte important, să încercăm o dietă disociată, să mâncăm câte un aliment și să vedem ce efect are asupra noastră. Pentru că atunci când mâncăm foarte multe alimente amestecate, nu știm care dintre ele ne-a făcut rău sau poate combinația ne-a făcut rău. Și dacă începi așa ușor, ușor să determini care sunt alimentele dăunătoare pentru tine, la un moment dat le eviți și digestia devine mult mai bună. Și dacă, nu știu, întâmpinăm această problemă zilnic, după fiecare masă, după fiecare aliment, e deja un semnal de alarmă? Cred că trebuie mers la gastroenterolog și început o investigație serioasă și făcut un tratament, pentru că nu este normal să stăm în această stare. De ce? Aceste bacterii din tubul digestiv produc și substanțe dăunătoare, substanțe toxice. Deci nu este bine să tolerăm, nu este bine să neglijăm o astfel de situație. Da? Dacă mănânci prea multă carne și ai aceste bacterii rele în tubul digestiv, ele transformă anumite componente din carne în toxine, în substanțe toxice care ne fac rău, duc la boală cardiovasculară, etc. Ce? Deci trebuie să reglăm foarte, foarte bine, trebuie să fie o prioritate pentru noi, de fapt, reglarea florei intestinale. După ce ai făcut acest lucru, te poți ocupa de slăbire și de toate celelalte. Ce înseamnă prea multă carne? Ce înseamnă prea multă carne? Bineînțeles că asta diferă de la persoană la persoană, dar pentru o persoană sedentară, să-i spunem, probabil că la femei un 50-70 de grame pe zi, la bărbat 100-150 de grame. Dar oamenii sunt foarte supărați pe mine când aud aceste lucruri, sunt foarte supărați când aud că grătarul este cancerigen și cu aceste cantități de carne, într-adevăr, ei spun că nu ar putea supraviețui, că este prea puțin. Eu încă sunt indulgent. Dacă ar fi să luăm strict studiile științifice, cred că s-ar restrânge și aceste cantități. Și la o persoană activă o dublăm sau o facem mai mare? La o persoană activă care are nevoie de mai multe proteine, de mai mult fier, sigur, în consecință, în funcție și de dimensiunile persoanei. Dar, repet, și excesul de carne poate fi contrabalansat prin consumul de apă, deci prin hidratare, prin asocierea de salate, de legume. Pentru că una este să mănânci o friptură, alta este să mănânci o ciorbă de văcuță, de exemplu, sau o carne coaptă. Una este să mănânci friptura cu cartofi prăjiți și cu bere, alta este să mănânci friptura cu salată și limonadă, să spunem. Dau așa un exemplu. Revin.
Asta nu înseamnă că cineva îți ia friptura din farfurie sau nu trebuie să mai mănânci niciodată sau să nu mai bei niciodată nicio bere. Pentru că și la alcool, iarăși, cantitatea, să spunem, permisă de știință cu și mare, e zero. Bine, după aia ne uităm în zona mediterană, vedem că oamenii mai beau și un vin, mai așa, și trăiesc foarte mult. Deci nu mergem într-o extremă să spunem că zero carne, zero alcool. Putem consuma din ele, dar în ansamblu trebuie să avem grijă de noi. Deci nu picăm în extreme, nu facem o religie din dietă, dar nici să o abandonăm complet pe principiul că lasă că bunicul a fumat până la 90 de ani și alerga prin sat sau că da, astfel de pretexte, să spunem, care nu se mai aplică la noi. Suntem foarte diferiți față de bunicii, străbunicii noștri, trăim în cu totul alt mediu, mâncăm alte alimente, nu muncim fizic atât de mult, nu suntem expuși la soare atât de mult cum erau ei. Se mai adaugă, cred că, și stresul și alte Stresul, desigur, care este un factor absolut esențial și major în, nu doar în boli. Vedem că și îngrășarea poate fi cauzată pur și simplu de stres la anumite persoane. Sau de slăbit în partea cealaltă. Alții slăbesc, din păcate, da. Da. Păi mulțumim tare mult de sfaturi și de recomandări. Sperăm așa să trecem prin toamnă mai ușor și să obținem rezultatele dorite. Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și până data viitoare ne găsiți și pe rețelele de socializare.